Sincer, mi se pare că e ceva ce o să zic că ha, 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 a fost glumă, pentru că altfel nu înțeleg. În primul rând, Gabriela ar fi trebuit să spună, băi frate, iartă-mă dacă am greșit, da, este adevărat, poate că acum îmi par și mie niște gesturi nepotrivite, dar le-am făcut, uite, din motivul că v-am considerat cei mai apropiați, cu Deni cred că ar fi trebuit să vorbească cel mai mult Gabriela și Deni exagerează mult prea mult că se pune în capul Gabriele în concile în care și a dansat cu Valentin săptămâna trecută și au fost... Mai țineți minte când erau fund în fund și nu mai spun cum dansând așa minute întregi. Dar cel mai urât mi se pare faptul că Valentin o scoate în piața publică și Valentin o scoate la judecată pe Gabriela până la urmă nu a fost ceva, nu trebuia să le facă, dar și dacă le-a făcut, el știe dacă acceptă așa ceva, dacă nu, nu. Ar fi putut să-i spună, băi frate, uite, mie nu-mi plac gesturile astea, eu nu pot să trec peste, mie, eu nu doresc o soție care se trage de nas cu alți băieți, din punctul meu de vedere, stop. Sau o atenționa și spunea, dacă le mai faci și ne supărăm rău, și aia era. Dar nu scos, frate, în piața publică să arunce lumea cu pietre în ea pentru că nu știu ce ți-a făcut. Nu, la ce ți-a folosit dacă faci treaba asta? Pentru că, efectiv ți ai umilit uh, viitoarea soție, dacă vrei să o iei de nevastă. Din punctul meu de vedere, atitudinea lui Valentin a fost cea mai greșită. Iar de, de, doamna Flori chiar nu mă zic nimic, e, Valentin este altfel. Păi, măi, nu mai vreau să zic nimic.